Frați iubiți, suntem confruntați cu o dilemă în viață și aceasta nu scutește pe niciun om. În timp ce Biblia, Scriptura, credința se mărește tot mai mult, pe zi ce trece, dați-mi voie să mă spovedesc. Când eram copil, am început la 17 ani, nu mă ducea mintea de fel. Iar astăzi, ce văd astăzi în Scriptură, după 50 de ani, nu numai că nu s-a epuizat de fel, s-a multiplicat imens de mult, viața de acum încolo mi-ar trebui, dar ce să facem? Că pe măsură ce se dezvoltă Biblia, se îngustează viața. Voi recunoașteți treaba asta, nu recunoașteți? Nu? Știți că l-a întrebat pe... Da, să dăm microfonul aici. L-a întrebat pe un comic, regele, ăsta săracul a râs până când i-a dat râs un plâns, comicul ăsta, că s-a asociat cu unii și a făcut un complot împotriva vieții regelui. Și când regele afla că și el era în complotul ăsta, să ia viața regelui, în orice caz s-a gândit, domnule, am avut prea multe momente frumoase în viață cu omul ăsta, mi-a ajutat să trec peste întristări, peste multe chestii, îi dau un privilegiu. Și atunci regele a emis un decret în care se prevedea că el, numai el, avea dreptul să-și aleagă moartea. Alege cum vrei să mori. Era condamnat la moarte fără discuție. Dar alege cum vrei să mori. Celălalt, pentru celălalt a fost simplu. I-a spânzurat, i-a ghilotinat pe toți. Când a venit rândul lui, a spus, uite, ai făcut parte din complotul ăsta. Și condamnat la moarte. Dar am emis un decret și ce vreau să aud. Să-ți alegi singur ce fel de moarte vrei să ai. Și el a răspuns ușor, de bătrânețe, maestate. Așa vreau, asta vreau să... Asta vreau să mi se întâmple. Dacă tot trebuie să aleg o moarte, o aleg pe aceasta. Iubiții mei, dar... Nu, deci, nu se... Asta este inevitabil. Eu merg pe drumul pe care merge... Orice om, așa a spus Iacov. Păi, dar tu ești Iacov, nu are nimic, eu merg pe drumul pe care merge orice om. E clar lucrul acesta. Dar vreau să spun că în timp ce noi mergem pe drumul ăsta, Scriptura și lumina de la Dumnezeu continuă să crească. Și continuă să crească. Și avem acest har și astăzi. Cuvântul pregătit pentru astăzi... Mereu îl întreb pe Artur când e vorba de cum e programul mâine, ca să știu cum îmi pregătesc sufletul, dacă mă pregătesc să ascult și dacă mă pregătesc să slujesc, să-mi spui dinainte. Și el în loc să-mi spună, zice, ca de obicei, păi adică cum e? Gata, am înțeles. Da. Și mulțumesc lui Dumnezeu că în mijlocul vostru, ca de obicei, înseamnă să plec îmbogățit sufletește. Niciodată nu am văzut lucrurile pe care am să le spun astăzi aici. Așa că nu numai voi câștigați sufletește, ci și eu care slujesc aici, și eu câștig sufletește. Plec cu ceva deosebit. Haideți să ne ridicăm cu toții. Și avem astăzi o mică temă intitulată Întrebările lui Gedeon, de care voi știți bine, nu am mai vorbit de aceste lucruri, dar ce să facem dacă Biblia continuă să se dezvolte? Cum ne-au spus învățătorii noștri, că universul în care suntem se expandează continuu, au văzut, am măsurat, de asta s-au închinat lui Dumnezeu până la urmă și au spus, Doamne, e clar că are un început, nu putem să mai discutăm, și așa că au citat și ei primul verset din Genesa, la început, are un început. Astfel că la acest început, prin harul bunului Dumnezeu, citim din Judecători, capitolul 6, versetul 13, două întrebări ale lui Gedeon, la a treia o să revenim pe parcurs, și o concluzie a lui. Prima întrebare, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, așa cum zici tu, Domnul este cu tine, viteazule. Bine, eu te ascult din politețe, dar eu nu înghit lucrul ăsta așa cum mi-l dă. Eu vreau să știu, dacă Dumnezeu e cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Prima întrebare, vreau să înțeleg. A doua întrebare a mea este, unde sunt toate minunile alea de care scrie în Biblie și de care povestesc unii pe aici, pe la Ambon, când vin, cum a scăpat copiii lor, ce s-a întâmplat, dar copilul altuia n-a scăpat. Și atunci vreau să știu, întreabă Gedeon, cum se aplică lucrul ăsta, zice, concluzia mea personală,
nu este că Domnul este cu noi. Nu. Eu nu cred acest lucru. Eu te ascult din politețe pe tine, dar eu cred că versetul al treia parte, acum Domnul ne părăsește și ne dă mâinile lui Madian. Eu asta văd și eu asta trăiesc. Eu știu că tu îmi spui lucrul ăsta, dar ceea ce trăiesc eu în felul ăsta sună. Tată, te rugăm în numele Domnului Iisus, condu sufletele noastre, așa cum ai spus, prin Duhul Tău Sfânt, în adevărul pe care l-ai pregătit pentru noi astăzi, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Să luăm loc. Ceea ce ne trebuiește nouă cel mai mult este o atitudine de curăție sufletească. În momentul când răspunzi cuiva, când vorbești cu cineva, ești curat la suflet sau nu? Noi am văzut exemplarul ăsta. Cum a spus Mântuitorul, până nu veți fi ca niște copilași, nu. Adică trebuie să... Tu zâmbești că știi ce am de gând să spun. Da. Soția vine cu nepotul, o zi avea săracul și l-a duce de la spital. Știți cum e copilul în prima zi? Da. Și soția îl ține așa ca pe un bulgăre de aur și nepoata, deci sora lui care are aproape 3 ani, ea, soția îi l-a arătat și zice, isn't he cute, nu e așa că e drăguț, e frumos și zici, și nepoata a ridicat capul și a spus, no, he's not cute. Yeah. Nici noi nu credeam că e cute, dar așa se zice, pentru că era zbârcit, săracul era. Dar ea ne-a spus direct, absolut, fără niciun fel de rezervă. Noi când stăm de vorbă între noi suntem politicoși, adică mincinoși. Nu, asta nu este... Da, politically correct înseamnă un mincinos profesionist. Ăsta știe cum să regleze șurubul și ce să facă, să ajungă unde are de gând să ajungă. Nu este nimic curăția sufletească despre care a vorbit Mântuitorul când a zis ferice de cei cu inima curată. De ce este nefericită lumea noastră de astăzi? Inima nu e curată, nu e cinstită, nu este, este poluată literalmente de aceste prefăcătorii în toate chipurile. Acum, ce să faci dacă vorba profetului Mica, lui Ahab, Ahab zice să mă duc sau să nu mă duc? Du-te, frate, dacă așa tu ești pornit acolo. Balaam să mă duc, du-te mă frate, dacă a treia oară mă întrebi, ce să mai, e clar că ești pus să te duci, ești pornit în direcția asta. Și n-ai ce să faci cu anumiți oameni. Cu iudeu m-am făcut iudeu și cu grecul grec, pentru că el nu mă suportă altfel. Nu pot să vorbesc cu omul ăsta dacă nu vorbesc pe limbajul lui și așa mai departe. Dar cu Dumnezeu ce motiv ai, frate, să încerci să te dai drept altul? Știți voi la cine mă refer, la prorocul Abia, care nu vedea și nevasta lui Ieroboam s-a fardat, s-a pus ochelari din aia așa și a pus gene de-astea de așa și atunci se apropia acolo și profetul i-a spus, intră soția lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai drept alta? Adică unde ți scrie în cartea Apocalipsa, aici e mintea plină de înțelepciune, unde ți este mintea când tu stai în prezența lui Dumnezeu și vrei să te dai drept altul? Unde ți-e mintea? Când totul e gol și descoperit acolo. Acolo se știe de unde vii, de unde vii, n-am fost nicăieri. Serios? N-ai fost nicăieri. Chiar că nicăieri înseamnă asta, da. Nu înseamnă că... Da, n-am fost nicăieri. Când totul este gol și descoperit acolo, ce sens au aceste răspunsuri? Ce sens are prefăcătoria cu Dumnezeu? Și iubiții mei, dacă suntem prefăcuți în răspunsurile noastre față de Dumnezeu, în rugăciunile noastre, o prefăcătorie, rugăciune la mormântări, Doamne câte... A fost un film în tinerețe care l-am văzut, s-a numit Nebunul din laborator numărul 10 și lui ăsta i-a căzut niște scrum de țigară într-o eprobetă și a ieșit o substanță care dacă o inspirai, spuneai tot adevărul care l-ai în suflet, fără nicio rezervă absolut. Și după aia ăsta l-a pus într-un spray și... în zile mari, spre exemplu când a fost ziua regelui și când toți spuneau acolo toate laudele imaginabile, ăsta cu spray-ul a dat pe dedesubt, i-a intrat lui ăla nas și ăsta care vorbea de împărat în cele mai nemaipomenite cuvinte, a început să-i zică în toate felurile că e burduhănos, că este vai de capul lui, din cauza la... Nu, nu e nevoie de așa ceva pentru noi.
ca să vorbim curat. Pentru noi este nevoie de acel respect față de Dumnezeu și respect pentru crezul meu despre Dumnezeu. Eu știu că știi toate lucrurile. Eu știu că sufletul meu este gol și descoperit. Este ca o carte deschisă înaintea ochilor tăi. Unde mă să mă duc eu departe de fața ta? Unde să mă ascund eu de tine? Ce fel de fraze să folosesc? Și observați, Gedeon este salutat de însuși Domnul, nu este un înger oarecare pentru că primește închinarea de la el. Îngerul nu primește închinarea, nici jertfă, nici nimic. Dar când el i-a adus jertfă și a primit-o, arăta că nu e un înger acolo, ci acolo era însuși Domnul. Singurul care primește închinare este Domnul. Unde vedeți că a primit închinare, să știți că nu e un înger. Îngerul i-a spus lui Petru, auleu frate, ridică-te repede, nu faci așa ceva. Și în Apocalips la fel. Când Ioan a vrut să se închine. Nu te închina la înger sau la creatură. Închină-te lui Dumnezeu și atât. Și el, însuși Domnul salută pe Gedeon, dar Gedeon spune mulțumesc de salutare, îmi dai voie să spun unde sunt și ce simt și ce trăiesc în momentul ăsta. Avem noi o prietenă la Pitești și Tania și stăm de vorbă de ale credinței cu ea. Tania, acum mă ești, ce mai faci? Zice, aseară am avut o discuție cu Domnul. Păi când spune discuție, poți să înțelegi cam despre ce e vorba. Și păi zic, cum ai avut discuția? Păi zice, foarte bine, m-am dus, am intrat într-o cameră acolo, am închis ușa după mine și cum ai zis? Și am zis așa, Doamne, am venit aici ca să spun tot ce am greșit eu împotriva ta și tot ce ai greșit tu împotriva mea. Trebuie să stăm de vorbă. Și zic, cum s-a terminat treaba? S-a terminat bine, zice, n-am mai greșit, s-a terminat foarte bine. Dar i-am spus tot ce a greșit el împotriva mea. Eu, dacă eram în locul tău, eu nu făceam treaba asta. Uite cum făceam eu, dacă eram în locul tău. Astfel de cuvinte sunt în spiritul despre care a vorbit Iisus. Până nu vei vorbi cu Dumnezeu, cum vorbește un copil cu părintele lui. Nu te-ai rugat, ai zis vorbe multe înșiruite acolo, crezând că mulțimea vorbelor înseamnă ceva. Nu înseamnă nimic, curăția vorbelor înseamnă ceva în ochii lui Dumnezeu. Și în fața la aceste două întrebări și concluzia aceasta a lui Gedeon, privim și noi astăzi și ne gândim la propria noastră rugăciune, așa cum amintea fratele Costel, nu este ritual, nu este deschiderea sufletului către Dumnezeu. Uită-te în sufletul meu, Doamne, ce vezi acolo? Și Domnul spune, zice, nu numai eu trebuie să mă uit, ci tu trebuie să te uiți. Și îți spun eu unde trebuie să te uiți. Este extrem de important lucrul acesta. Aș vrea să vă întreb, de ce credeți că dintr-un popor întreg care era în suferință nemaipomenită a fost ales Gedeon? Cine poate să-mi spună de ce a fost ales omul ăsta? Că Domnul putea să vină la oricare. Multă lume era acolo săracă, amărâtă, suferindă. De ce vine dintr-un popor întreg la un singur om? De ce vine din tot Israelul la o singură femeie, îngerul Gabriel? De ce vine la unul singur? Cine este acest unul singur, pe ce bază, care este criteriul lui Dumnezeu de a-l pune deoparte pe omul ăsta și stă de vorbă cu omul ăsta. De ce? Cine poate să-mi spună? Curăția de inimă, în primul rând, s-a văzut aici. Era un om sincer și deschis cu Dumnezeu. No, he's not cute. Deci, clar, i-a spus, nu arată așa. Nu arată că Domnul e cu mine. Mie mi-arată că nu e cu mine. Mie mi-arată că a plecat de la mine și m-a lăsat. E clar lucrul ăsta. La care Domnul, bineînțeles, că nu-i răspunde, fiindcă aceste cuvinte ale lui nu erau reale, era impresia sufletului lui, nu realitatea lui Dumnezeu, e distanță mare. Dar revin la întrebare. De ce îl caută pe omul ăsta? Era nevoie de el? Avea încredere? Păi, vă spun ceva, iubiții mei. Acest om era singurul om din Israel care se preocupa cu aceste lucruri atunci. Din cauza asta. Era singurul om care era gata să primească vizita Domnului și conversația cu el. În tot Israelul, lumea era ocupată cu alte probleme. Dar el asta avea în suflet.
De unde știu treaba aceasta? Și vreau să spun lucrul ăsta. Domnul va căuta pentru o anumită lucrare pe acela care are pe suflet această lucrare. Asta se va întâmpla totdeauna. Dumnezeu știe sufletul, știe preocupările, știe răspunsul până să deschizi gura. Înainte să mă cheme, le voi răspunde. Deci pe baza aceasta vine la unul și nu vine la altul. Pe baza aceasta. Aș vrea să citim ceva extrem de important în Daniel 10 cu 12. Daniele, nu te teme de nimic. Cum, Doamne, de nimic? Păi n-ai auzit că de ăștia dau bombe sau ceva? Păi dacă ți-am spus de nimic. Nimic. Nimic înseamnă nimic. Mănâncele, frate, cu salată, cu bombele lor și cu ce se întâmplă acolo. Dumnezeu mi-a spus nimic. Nu te teme de nimic. Și acum vă rog să ascultăm cu mare atenție. Cuvintele tale au fost ascultate. De ce nu ascultă Dumnezeu rugăciunea? M-a rugat de atâția ani, de ce nu mă ascultă Dumnezeu? Păi poate ar fi un rău să te asculte. M-a rugat de 3 ori. Păi da, te-a rugat de 3 ori. Așa este. Și răspunsul care l-ai primit la rugăciune a fost cel bun și adevărat. Dumnezeu nu-ți dă ce ceri, Dumnezeu îți dă ce ai nevoie. Cu adevărat. Și tu așa și închei după ce ai cerut, Doamne, nu cum te rog eu, ci cum știi tu că trebuie. Și chiar dacă este foarte dureros și împotrivă la orice fel de așteptare a mea și chiar dacă... Nu. Hotărât. Contez pe înțelepciunea și pe dragul, nu pe dragostea ta, nu pe înțelepciunea. Auziți cuvinte aici. Cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi. Pe ce bază? Cuvintele altuia n-au fost ascultate din cea din tâi zi. S-a rugat de o viață și... Nu. Dar ale lui au fost ascultate din cea din tâi zi. De ce? Ți-ai pus inima ca să înțelegi. Asta s-a întâmplat. Eu n-am, nu ți-a spus Dumnezeu să-ți pui creierul ca să înțelegi, că unul are mai mult, unul mai puțin, cum îi măsoară ăștia cu IQ-ul lor. Nu aceasta e problema. Tu chiar vrei să înțelegi? Ai lucrul ăsta? Ai dorința asta în inimă? Pentru că noi vorbim așa, v-am zis, politically correct, dar nu. Nu vreau să dau definiția lui treaba asta, că e gravă. Politically correct. Dar tu vrei, tu spui chestia, dar chiar vrei să înțelegi? Adică asta ar fi întrebarea. Am vorbit cu un prieten zile trecute și mi-a spus la telefon prietenul meu Solzhenitsyn, Alexandru Solzhenitsyn. O, zic că avem un prieten comun în cazul ăsta. Și Solzhenitsyn spune, e greu să înțelegi un lucru atunci când salariul tău depinde de a nu înțelege acel lucru. În caz că înțelege, e pierdut salariul tău afară. E greu să înțelegi un lucru când tu deja ai o agendă în minte. Și atunci ai blocat intrarea luminii pentru că tu ești pornit acolo. Și de aceea lui Daniel a spus, zice, din ziua când ți-ai pus la suflet să înțelegi așa ceva, în ziua aia ți-au fost ascultate cuvintele. De ce ți-ar asculta Dumnezeu cuvintele atâta timp cât tu nu ai de gând să înțelegi? Dar Daniel nu avea de gând doar să înțeleagă. Scrie cuvântul lui Dumnezeu mai departe, ți-ai pus inima să înțelegi și să te zmerești, adică să te supui la ceea ce îți va descoperi Dumnezeu. Nu doar ca să înțelegi așa, mental, intelectual, nu știu ce, gata, am priceput o treabă extraordinară. Și ce ți ajută chestia aceasta? Nimic. Te duci cu ea în pământ, înțeleasă, neînțeleasă, e același lucru. Zice, tu ți-ai pus inima să înțelegi și... Ți-ai pus inima să te zmerești, adică să te supui cuvântului lui Dumnezeu, să te zmerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum, asta îi spunea Gabriel, din cauza că tu ți-ai pus inima să înțelegi un lucru. Dumnezeu știe cine dintre noi aici, care stăm acum aici, sau care ne urmăresc vreodată, sau cine dintre noi cu adevărat și-a pus inima să înțeleagă. El știe lucrul acesta. Și noi trebuie să cerem de la Dumnezeu, zidește mine o inimă curată, Dumnezeu, că inima mea nu prea e curată. Ea are planuri, are intenții, are... Ea știe în the back of the mind că dacă înțeleg așa, după aceea trebuie să schimb așa și nu. Pe când Daniel a spus, nu, indiferent în ce ar consta această înțelegere și schimbare, atâta timp cât vine de la tine, sunt gata pentru ea. Deci din cauza asta a fost trimis îngerul Gabriel imediat la tine. Iubiții mei,
venim aici la biserică și ne întreabă Duhul Sfânt, tu înțelegi ce faci aici la biserică? Unde ai fost? Am fost la biserică. Bun. Și? Păi asta, da. Bună ziua, am ascultat, am cântat, am plecat. Înțelegi ce se întâmplă acolo? Azi dimineața am avut o conversație cu o doamnă care venise pentru breakfast aici unde am fost noi și am rămas profund mirat în sufletul meu de înțelepciunea ei. Plină era acolo holul cu tot 30 și nu știu cât, 39 sau 89 de membri din familie. Ei zice, odată pe an, 3 zile, ne întâlnim undeva. Odată pe an. E lege în ultimii 30 de ani. Nu ai voie să lipsești decât dacă ești mort. Sau altfel nu ai voie să. De așa atunci trimiți dinainte un card. Și am spus, care e subiectul? Păi subiectul este că generația noastră nu are, copiii noștri nu au rădăcini. Sunt radical de ăștia liberi, zice, umblă prin aer, unde îi bate vântul, acolo îi duce, că dacă n-au rădăcini. N-au rădăcini. La fel este omul care nu se smerește în fața lui Dumnezeu și a cuvântului său, indiferent ce a înțeles el cu mintea. Ce se petrece aici? Și o să discut cu fratele Arthur în prima parte și cu cei care facem slujba aceasta în biserică și apoi o să vorbim și cu fiecare dintre noi. E timpul și momentul să avem această atitudine a lui Gedeon. Doamne, nu, eu vreau să înțeleg chestia asta. Uite ce înțeleg eu și ce îmi spui tu, nu merge. Și uite ce înțeleg din treaba aceasta. Ce se întâmplă aici la biserică? Ce este? Am vorbit joi seara cu cei care am fost prezenți aici. Biblia nu e o carte. Biblia este o experiență în care noi intrăm. Poate fi o experiență cu Duhul Sfânt, poate fi o experiență cu Lucifer. Asta fiecare om, nu, dar este o experiență. Uitați-vă la ateii care au pus mâna pe Biblie și s-au folosit de ea. Deci au avut această trăire. Dar ce este o predică? O predică e diferență între oratorie, orator sau discurs și predică este diferență, e mare diferență. Domnul general Kiș ne-a spus în România, predica este predarea cuvântului lui Dumnezeu sub inspirație. Aceasta înseamnă predică, e descoperire profetică. Ce înseamnă pentru mine care sunt în bancă? Pentru mine care sunt în bancă, predica nu este un discurs pe care îl audiez, ci este un dialog pe care îl am cu Dumnezeu. Dumnezeu vorbește cu sufletul meu, eu vorbesc cu El înapoi. Domnul meu, dar vreau să înțeleg treaba aceasta. Dar cum stau lucrurile aici? Cum este? Predica nu este un one way. Unul vorbește și toată lumea ascultă. Predica este un dialog și între mine care vorbesc și Dumnezeu și între tine și Dumnezeu. Este un dialog la care particip. Nu să trăiți, am înțeles, ci particip direct cu sufletul. Aceasta este predica. Ce este chemat un pastor să facă aici, un predicator, cel care vine în locul ăsta? Ce face omul ăsta aici? Păi învață ceva, scrie acolo și vine și spune la lume. Nu asta se întâmplă. Nu aceasta se întâmplă, este cu totul altceva. Predicarea Evangheliei este o trăire, o anumită trăire. Niciun om nu pleacă același om după ce a trecut printr-o astfel de predică. Orice fel de predică, nu are importanță tema pe care avem acolo, are importanță numele în jurul căruia această predică este înălțată. Nimeni nu rămâne același om. Ce face Domnul aici? Ce lucrare se întâmplă cu sufletul meu? Una simplă, simplă de tot. Un duce a fost îndrăgostit de regina Elisabeta. Și regina a auzit, ducele este îndrăgostit de regina. De unde mă cunoaște ducele pe mine ca să fie îndrăgostit de mine? Pot fi îndrăgostit de poza mea. Dar ca să fie îndrăgostit de mine, trebuie să mă cunoști pe mine ca să pot să fac lucrul ăsta. Și atunci regina, care îl admira pe omul ăsta, îi trimite un mesaj. Și îi spune așa printr-un curier. Îmi trimiți
un desen sau o descriere cum arată în mintea și sufletul tău persoana pe care o iubești tu. Îmi trimis descrierea asta ca să văd dacă eu corespund acestei descrieri pe care ai tu în suflet. A petrecut mult timp, duce-le în camera lui, îți dai seama că orice cuvânt are importanță într-o situație de asta și știți voi cum, cu câtă grijă scriați și citeați iară când trimiteați e-mail-uri și cum căutați să vă prefaceți cât puteați mai bine ca să placeți. Asta era, adică, spun din experiență personală, adică, colectivă, pardon, spun din experiență colectivă. În orice caz, ducele a stat într-o cameră, a pregătit totul, după care a pus într-un pachet frumos, așa cum am pus noi aseară oglinda de la voi, Costel și Vasile, am pus lui fiica mea într-un... și am spus că îi dăm un mare cadou că a fost prezent acolo și când a desfăcut cadou era oglinda de la voi pentru mașină. Dar ducele nu a făcut lucrul ăsta. Ducele i-a dat pachetul unui curier special și acesta a mers în fața reginei, s-a înclinat și a predat, zice, acesta e răspunsul ducelui. Are cineva idee ce a fost în pachetul ăla? Nu aveți. Da, dar o să aveți de acum încolo. Când a desfăcut pachetul, înăuntru era o oglindă. Tu ai prins ideea. Și atunci, la întrebarea ei, cum arată ființa pe care o iubești tu, descrie ființa aceea, el i-a trimis această oglindă. Uită-te în oglindă și ai să ai răspunsul de la mine imediat. Ce se întâmplă aici? Ce înseamnă viața de credință a noastră? Nimic altceva decât această oglindire. Nu? 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și ce se întâmplă în timp ce privim slava Domnului? Suntem schimbați. Câți dintre voi ați văzut poza aceea cu o pisică uitându-se în oglindă și care vede un leu? Eu am văzut-o. E o pisică jumulită așa cu toate astea și se uită în oglindă așa și acolo vede un leu. Asta este imaginea ei. Toată lumea a zâmbit când a văzut poza aia. Și a zis că este o pisică închipuită și care se vede mare leu. În realitate, ce credeți că a făcut Domnul când a venit la Gedeon și a așezat înainte acestui individ o oglindă, un individ ca acesta care era o pisică jumulită, vai de el, zice, nu am unde să mă uit, sunt cel mai amărât din toată lumea care e aici, familia mea e cea mai amărâtă, din familia mea eu sunt cel mai distrus om și Domnul îi pune oglinda în față și ce îi zice în oglinda asta? Domnul este cu tine, viteazule. Cum să fie cu pisica asta? Păi Dumnezeu îți arată cine și ce poți deveni în numele Lui și prin El. Nu este vorba că pisica vede un leu în oglindă, ci este vorba că Dumnezeu poate să facă acest lucru din viața celui din urmă dintre noi. El poate să facă lucrul acesta. După ce regina a primit acest mesaj în care el a descris cum arată ființa pe care o iubește sufletul lui, a acceptat căsătoria cu ducele acesta. După ce noi privim chipul nostru în oglinda Duhului lui Dumnezeu, așa cum stă scris, în oglinda aceea fiind chipul lui Hristos, dar eu în oglindă mă văd eu de obicei, nu, Dumnezeu îți arată cine poți să devii tu dacă umbli cu El. Hristos în voi, ca să locuiască în tine. Dumnezeu îți arată în oglinda asta, uite ce poți să devii tu. Aceasta este experiența. Predicatorul nu trebuie, numai acela este predicator al lui Dumnezeu, care ține oglinda aceasta Hristos Iisus în fața adunării și în care oamenii își văd chipul. Acela e predicator. Restul este un vorbăreț, e un om care se ocupă de ale lui. Această imagine pe care o avem în oglinda aceasta, despre care vorbește Scriptura, este ceea ce poate face Dumnezeu din tine și din mine, în ciuda faptului că eu văd în mine cel mai așa, sau nu văd nimic, sau mă văd cu coarne, sau indiferent cum Dumnezeu mi-arată ce pot eu deveni prin harul Lui.
Aceasta este experiența. Și predicatorul acela care ține oglinda aceasta nu este unul care își bate joc de așa ceva, ci el însuși este un exemplu. Uite ce poate deveni un om care privește în această oglindă. Lumea asta vrea să vadă. Și oricine, copiii noștri din casa noastră vor să vadă ce a făcut Evanghelia din tine. Din mama, din tata. Vreau să văd ce fel de produs aduce pomul acesta al vieții numit Evanghelie. Și am văzut în viața lui tata și a lui mama și aleg lucrul ăsta sau nu-l aleg. Nu aș vrea să trec pe drumul acesta. Sau în viața soțului sau a soției. Până acolo încât o soție a spus, zice, vă rog frumos, a știut că moare, o cunosc la prima mână, a știut că și încheie viața și a spus, zice, nu cumva să mă mormântați în cimitir aproape de locul unde a fost mormântat omul ăsta. Și n-au mormântat acolo. El era mormântat într-o parte și ea era mormântată. Femeia știa că n-are nicio importanță lucrul ăsta. Dar a lăsat acest mesaj, clar. Atunci când tu ții oglinda Hristos Iisus, îi vorbește altuia despre credință. Și când viața ta este de așa natură încât este o batjocură față de ceea ce scrie în oglinda aceasta cu privire la Hristos, copilul tău, vecinul tău, colegul tău, nu vrea să meargă pe drumul ăsta. Lui nu-i trebuie așa ceva. Mi-a scris o doamnă nouă, cunosc dacă mă întâlnesc cu ei, lucrează într-un birou undeva și mi-a spus ce se întâmplă în birou la ea, cum e viața ei de lucru, cum e viața ei de credință și așa, și așa. Eu am citit lucrul acesta și i-am scris înapoi o singură întrebare, așa cum m-a îndemnat bunul Dumnezeu să scriu, o mică întrebare. Ea mi-a scris mult și mi-a povestit tot ce se întâmplă în birou ăla. Și eu i-am scris o mică întrebare înapoi. Uite, zic, presupune că tu ești una dintre lucrătoarele din acest birou și te uiți la cineva ca tine, deci te uiți la credința ta, ție ți-ar trebui credința aceasta pe care o ai tu, acest fel de viață pe care îl trăiești tu, acolo în birou, ție, dacă tu ai fi spectatoare și ai vedea viața ta așa, tu ție ți-ar trebui, ghiciți ce mi-a scris fata. Nu! Atâta, mi-a scris un cuvânt scurt. Nu! Nu mi-ar trebui așa ceva. I-am scris înapoi, zic, este bun. Este bun. Ți-ai dat seama ce înseamnă. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt care se petrece aici în biserică. Noi suntem chemați în spatele acestui amvon să înălțăm în fața bisericii oglinda Hristos Iisus. Atât dă-te pe tine însuți pildă, spune Pavel lui Timotei, fii foarte atent că oamenii nu se uită numai la cel despre care vorbești tu, ci se uită și ce a făcut din tine treaba asta. Vrea să vadă dacă lucrează medicamentul ăsta sau este o simplă placebo, este o poveste, n-are niciun fel. Duhul lui Dumnezeu așează înaintea ochilor noștri acest lucru. Ce vă spune vouă faptul că Gedeon întreabă, Domnule, pentru ce ni s-au întâmplat aceste lucruri? Ce vă spune vouă treaba aceasta? Prima lui întrebare către Domnul, dacă tu te întâlnești cu Domnul acum, care ar fi prima ta întrebare? Câte ai tu pe minte să întrebi? Întreb cu tare sau cu tare sau cu tare sau cu tare? Nu, prima lui întrebare este pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Știți de ce? Pentru că Biblia spune transformarea sau viitorul începe cu înțelegerea zilei de ieri. Asta a spus Gedeon. Vreau să înțeleg ziua de ieri. Știți cum vine vrăjitoarea, cum a venit la mine la mașină? Vrăjitoarea vine acolo și spune, hai să zgâcesc viitorul, să spun ce o să fie. Dar Gedeon zice, nu vreau să îngâcești viitorul. Eu vreau să-mi spui mie unde am intrat pe interzis, unde am călcat eu rău aici. Ce am făcut eu rău în urmă de am ajuns eu în locul ăsta? Că eu n-am ajuns aici printr-o întâmplare. Eu vreau să înțeleg ce s-a întâmplat ieri ca să nu repet mâine aceeași chestie. Că altfel viitorul pe care îl ghicești tu nu o să fie decât repetarea la ce a fost ieri. Eram în stația de benzină și am luat benzină, în sfârșit m-am plecat în dreapta să iau ceva după scaun, era fereastra dată în jos la câmpul Ungarge și când m-am ridicat,
pe fereastra ușii mele de la șofer, băgase capul cea mai faimoasă vrăjitoare, care era în zona aceea, purta roche lungă până la pământ, să ferea lumea de ea, să nu se atingă cineva de ea, să nu se atingă ea de cineva. Cred că a ieșit de pământ sau a adus-o pe calea aerului cineva, că n-am văzut un parcare acolo, decât a fost imediat lângă ușa mașinii mele și băgase și capul pe ușă. Și mulțumesc lui Dumnezeu, am darul nesperieturii, m-am întors către ea, era așa și am fost așa, ochi în ochi. Și ea zice să zgâcesc și i-am zis, zic că ai făcut o mare greșeală, zic. Fii atentă, zic, pe tine nu te-a trimis Satana aici, zic, tu ești venită din capul tău, să vezi ce pedeapsă iei de la diavolul, nu în altă parte, că n-ai ascultat de stăpânul tău, zic. Tu ai venit aici din capul tău, zic. Că dacă tu ascultai de stăpânul tău, el ți-ar fi spus să nu vii aici la ușa, la mașina asta. Zic, hai să vezi ce pedeapsă iei din treaba asta. Când i-am spus așa, femeia s-a ridicat, nu știu, mi s-a părut că s-a învârtit de vreo 2-3 ori așa în jurul axei și după aceea a pornit prin parcare, fără direcție. Nu accepta să ați văzut anumite biserici în care se perspective, prosperități, chestii în față, uitați-vă înainte. E frumos, așa trebuie, asta e jumate din adevăr, jumatea elaltă sunt rădăcinile care sunt în urmă. Dumnezeu nu ne-a pus pe noi să schimbăm trecutul. Trecutul nu se poate schimba. Dar ne-a chemat să înțelegem trecutul ăsta. Dacă l-am înțeles, dacă ne-am smerit sub înțelegerea aceasta a lui Dumnezeu, noi vom avea harul să nu mai trecem pe acolo, dacă facem lucrul ăsta. Deci când ți-ai pus inima să înțelegi, imediat Dumnezeu a fost trimis acolo și te-a ajutat pe tine să poți să vezi lucrul acesta cu adevărat. În momentul în care Gedeon este trimis, se ridică din nou întrebarea. El nu zice să trăiți, am înțeles, și pleacă. Nu, bă, dacă a zis Domnul, ai văzut cum scrie pe barul ăsta? God said, Dumnezeu a zis, eu fac treaba asta, it's finished. Stai! Nu, Dumnezeu nu... Păi ce a zis Dumnezeu? Dumnezeu a zis, înțelegi tu ce citești. Asta a zis Dumnezeu. Nu, citești acolo, că înțelegi ce citești, dar înțelegi ce faci acum. Dar înțelegi de ce ai venit aici. Caută să înțelegi, când ți-ai pus inima să înțelegi, Dumnezeu te-a întâmpinat și a răspuns la lucrul acesta. Du-te și izbăvește pe Israel. Și omul este din nou curat la suflet ca un copil. Cu ce, frate? Cu ce? Păi da, ia ziceți voi, care ar fi trebuit, cum ar fi trebuit să sune întrebarea? Ai păscut cu juncana mea. Biblia spune, nu cu ce, cu cine? Atâta era întrebarea, cu cine? Cu cine, Doamne? Observa și îi spune Domnului, du-te cu puterea aceasta pe care o ai. La ce se referea Domnul când i-a spus treaba asta? Când i-a spus așa, du-te cu puterea aceasta pe care o ai, la ce se referea Domnul? La el. Dacă eu sunt cu tine. Du-te cu puterea aceasta pe care o ai. Și îi spune mai departe, rogu-te Domnul meu, cu ce? Și Domnul îi răspunde, eu voi fi cu tine. Nu cu ce, cu cine. Acesta este cel mai însemnat lucru asupra căruia trebuie să stăruiască sufletul nostru și viața noastră. Să ne închinăm lui Dumnezeu în această curăție de suflet, fără nicio teamă. Păi mă tem că dacă spun așa, sau dacă... Nu, nu te teme de nimic, a zis Domnul. Absolut de nimic. Te poate înțelege greșit vecinul, dar nu, Dumnezeu n-are cum. Nu se întâmplă treaba aceasta. Nu te teme de nimic, să fii foarte deschis cu Dumnezeu. Să-ți deschizi sufletul. Ca în fața celui mai apropiat și sfânt prieten pe care îl ai pe pământ. Nu te teme de nimic. Vino cu siguranța că pentru întrebările tale există un răspuns total la Dumnezeu. Nu există necunoscute, știu să mă informez și te sun înapoi, zice Domnul. Nu. Înainte să mă cheme,
le voi răspunde. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.